Este o statistică în România, am înțeles că avem undeva la 1 milion de fumători? Cel puțin. Cel puțin. Statistica asta vine de la Agenția Națională Antidrog. Da, agenția face an de an raport vis-a-vis de consumul de droguri și din câte eu n-am mai citit, cred că ultimele 2 rapoarte nu le-am mai citit, dar când lucram pentru ei, că am lucrat ani de zile la rapoartele agenției, era ceva de genul peste 1% din populația României a consumat cel puțin o dată cannabis. 1%, 200.000, cred. Eu cred că... Da, 200.000. Suntem în 2020, am o relație de sânge cu orașul București, îl cunosc foarte bine. Se fumează industrial aici, să nu ne ascundem după degete. Eu în 2000... Și e și tolerat, ceea ce, pentru o capitală europeană și pentru un oraș care a devenit foarte cosmopolit în ultimii 5 ani, e ok. Corect. Hai să zic o cifră care o să-ți dea peste cap discuțiile astea. Până în 2009-2010 cunoșteam 30.000 de consumatori de heroină. Îi cunoșteam eu personal, că aveam grijă de ei. Dumnezeule, 30.000 și nu erau decât în București ăștia. Da? Deci... Cannabis, da, cannabis se fumează peste tot. Marea mea întrebare este dacă se fumează cannabis. Da? Pentru că experiența mea din stradă, am 15 ani de lucrat cu consumatorii de droguri în stradă, mi-a arătat că de multe ori zice că fumăm cannabis, dar nu fumăm cannabis. Fumăm cu totul altceva. Da? Adică niște sintetice stropite peste niște frunze. Da? Lucru care nu-i cușer. N-am înțeles. Da? Ok. Adică primul lucru pe care îl spun oamenilor când mă întreabă ce să facă dacă întâlnesc consumator de cannabis, să se asigure că da, e fumător de cannabis. Și e destul de greu. În stradă îmi zicea cineva că dacă ai un microscop cu tine, cine dai mă umblă cu microscopul după el să vadă că ăla e cannabis sau nu. Da? E greu. E greu să-ți dai seama în stradă dacă folosești cannabis sau nu. Partea proastă e că acești consumatori de diverse substanțe, și zic, când a fost nebunia cu legalele, cu etnobotanicele, am găsit fel de fel de otrăvuri în spice-urile care se vindeau. Și oamenii ăștia, copiii ăștia, tinerii, ajung la camera de gardă și declară acolo că au fumat cannabis. Că ei asta au cumpărat. Da? Ei s-au dus chitiți să cumpere cannabis și... Așa au apărut în statisticile medicale o groază de sevraje la cannabis, o groază de dependențe la cannabis, o groază de manifestări care n-au nicio legătură cu utilizarea de cannabis, ca fiind ale cannabisului. Și eu mă lupt cu chestia asta, eu sunt consumator de cannabis de vreo 20 de ani și n-am întâlnit niciodată chestii de genul ăsta. Mai știam un caz, un prieten grec, era din Grecia și în Grecia i s-a întâmplat, fumător regulat de cannabis, s-a trezit, se simțea rău, s-a dus la doctor și s-a trezit pe plămâni cu niște dezinfectant